Enfatic, expresiv și plastic, Ion Minulescu a oferit posterității o bogată metamorfoză poetică a experienței sale personale, transpusă sub semnul unui simbolism tardiv, care i-a format reputația de maestru simbolist, adevărat stegar al simbolismului sau agentul cel mai activ al simbolismului înainte de război. Poezia sa eterică încă mai reușește să câștige admirația cititorilor, prin dinamica și accesibilitatea sa. Ion Minulescu se naște în 1881, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, în București, dar copilărește la Slatina, de unde este mama sa, Alexandrina Ciucă. A urmat școala primară și gimnaziul la Pitești. A dat bacalaureatul în 1899 la un pension particular din București, Brânză și Arghirescu. În 1897, sub pseudonimul Nirvan, apar primele producții poetice ale lui Ion Minulescu, atunci încă elev la Pitești, în revista Povestea Vorbei. În 1898, sub semnătura I. Minulescu Nirvan, tânărul poet publică în Foaia pentru toți. Doi ani mai târziu, poetul pleacă la Paris pentru a studia dreptul. Poeții francezi îi schimbă însă dorințele și, captivat de scrierile acestora, uită de studiile sale juridice. După numai 4 ani, se întoarce în țară, unde compune poezie și proză. În 1905 va publica unele poeme, unele fragmente de proză din Jurnalul unui pribeag, în revista Viața Nouă a lui Ovid Densușianu, unul din organele cele mai însemnate ale mișcării simboliste. În 1906, Ion Minulescu începe să publice o parte din versurile sale, ce vor compune romanțele pentru mai târziu, în revista Viața Literară și Artistică a lui Ilarie Candy. Tot în acest an începe prietenia cu Dimitrie Anghel, cu care va traduce în colaborare versuri ale unor scriitori străini, publicate în Sămănătorul. Iarna 1906-1907, cei doi prieteni o petrec la Constanța, ecourile acestei șederi pe țărmurile Mării Negre, regăsindu-se în versurile lor, în minuleșcianele romanțe pentru mai târziu, apărute în 1908, și în fanteziile lui De Anghel din 1909. În anul 1914, pe 11 aprilie, se celebrează căsătoria lui Ion Minulescu cu Claudia Milian, poetă simbolistă, autoarea volumelor de versuri Garoafe Roșii, Cântării pentru Pasăre Albastră, Întregire, precum și a unor piese de teatru, între care drama Vreau să trăiesc. Ion Minulescu și Claudia Milian au avut o fică, pe Mioara Minulescu, artistă plastică înzestrată, care s-a consacrat cu devoțiune păstrării memoriei părinților ei. Urmează anii războiului, 1916-1918, când soții Minulescu se refugiază la Iași. După acest episod apare un nou volum de proză a lui Minulescu, Măști de bronz și lampioane de porțelan, în 1920. Un an mai târziu, Minulescu își face debutul ca autor dramatic. Pe scena Naționalului se joacă piesa Pleacă berzele și comedia într-un act Lulu Popescu. În 1924 apare romanul Roșu, Galben și Albastru, unul din marile succese literare ale vremii, după ce fusese în prealabil publicat în paginile Vieții Românești. Se prezintă Omul care trebuie să moară, grotescă tragică în 3 acte, publicată mai târziu, în 1939, publicată mai târziu, în 1939, sub titlul Ciracul lui Hegesias, iar 6 ani mai târziu, în 1930, apare volumul Strofe pentru toată lumea.
apare culegerea de novele fantastice Cereți-le noaptea. În anul 1940 a fost inițiat în francmasonerie, împreună cu soția sa Claudia Milian Minulescu. La 11 aprilie 1944, în urma unui colaps cardiac, Ion Minulescu încetează din viață la București și este înmormântat la cimitirul Belu. Director general al artelor în Ministerul de Culte și Arte, a condus publicațiile simboliste Revista Celorlalți și Insula. S-a format sub influența succesivă a lui Duiliu Zamfirescu, Alexandru Macedonski, Ștefan Petică și a simboliștilor francezi și belgieni. A mai scris proză, piese de teatru și cronici dramatice. Ion Minulescu se prezintă ca un poet al tuturor, nu doar al elitelor, așa cum s-a erijat Macedonski. Are o lirică dinamică, lipsită de orice sterilitate, cu o preferință vădită pentru trăiri, nu pentru concepte. Renunță la polemicile de cenaclu și la speculațiile teoretice și se adresează agorei însetate de poezie. Simbolul este însă prin definiție ceva ascuns, doar sugerat prin anumite imagini difuze. Ion Minulescu are o prezență misionară care vrea să se facă înțeleasă. Necesitatea comunicării și de depășire a alienării se regăsește și în erotică. Minciuna este obiect poetic principal. Poetul vrea să scape de fantoma celui din urmă neînțeles, nevoie pe care o traduce în obsesia autoexprimării. Nu împărtășește estetica tăcerii ca terapie. Tăcerea este mascată și de cultivarea tainei, enigmei, într-un mod paradoxal, pentru că ele funcționează nu atât ca elemente absconse, ci ca refugii în fața non-comunicării. Misterul este mai mult exploatat decât savurat. Simbolismul neortodox minuleștian mizează pe obsesia comunicării. Poezia sa, de o muzicalitate plastică, captează în mod spectaculos, mai ales prin structură decât prin versul în sine. Nu are sens decât dacă prin ea se creează un dialog cu audiența. Minulescu își închipuie lumea ca teatru, euul liric fiind mai mult un personaj într-un spectacol, un actor care pare că îndurerat ca Prometeu e mort de mult, dar tot nu moare. Minulescu este un personaj care se confesează reînprospătând, de pildă, mijloace tradiționale precum romanța. Timbrul poetic minuleștian este unul extrem de personal. Este singular și astfel dorea să fie perceput, la modul cel mai emfatic. În încheiere, vă las în compania actorului Cristian Alexandrescu, ce va recita una dintre poeziile lui Ion Minulescu, De vorbă cu iarna.